Cel care apare în imagini este chiar șeful poliției Bolintin Vale. La puțin timp după apariția filmulețului în spațiul public, omul legii acuzat că a snopit în bătaie un bărbat a fost schimbat din funcție. Ministerul de Interne a transmis că va trimite corpul de control la IPJ Giurgiu, iar într-un comunicat, poliția transmite. Cu privire la modul de intervenție al polițiștilor la un eveniment petrecut în data de 18 aprilie 2020, a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, cercetările fiind preluate de unitatea de parchet competentă. Scenele s-au petrecut așadar pe 18 aprilie, atunci când polițiștii au intervenit la o petrecere în zonă. Protagoniștii au fost imobilizați și culcați la pământ. Din păcate, în timpul intervenției au avut loc și astfel de incidente. Șeful poliției, potrivit martorilor, l-a lovit în mod repetat pe unul dintre bărbați. Polițistul era în civil, iar scenele s-au petrecut în fața altor oameni ai legii și militari care interveniseră la petrecere. Șeful poliției a fost ulterior demis. Persoanele care au participat la petrecere au fost amendate cu suma de 13.000 de lei.